Astăzi este vineri, 30 aprilie 2010 și mă aflu la Clubul Sportiv Columbofil Rahova din București. Sunt speță să stau de vorbă cu domnul Gabriel Țipeanu. Da. Un columbofil foarte valoros în București și membru marcant în cadrul FRSC. Pentru început vă rog să ne spuneți câteva amănunte despre cariera noastră columbofilă, domnul Gabriel. Da, ce vă pot spune, că am început cu porumbei voiajorii de vreme, foarte de vreme, pe la vârsta de 5 ani, dar în concursuri mai exact din 1988. Cu rezultate bune, știu eu. Bune, bunicele atunci, să zic, la nivelul ăla, eram elev, ocupam, oricum eram în primii 10 pe acest grup, la porumbel. Ulterior am reușit să plec în Germania în 93 și am reușit să aduc 4 porumbei de excepție care au marcat columbofilia română. Din ce linie? Din ce sușă? Mai exact sunt Janssen 75% și 25% Varil. Huisken Varil, nu George Varil. Sau... Deci din linia foarte veche de porumbei de fond, dar adaptat puțin pe demifond în Germania. Se zburau foarte tare acolo. Doi dintre acești porumbei care erau de la un foarte renumit crescător, care este și acum câștigător prin Africa de Sud la Million Dollars acolo, George Oswald, i-am pus în cuplu și mi-au reprodus cel mai teribil porumbel al României în anii 90, pot spune, care a culminat cu locul 6 la Olimpiada de la Blackpool în 1999. E adevărat că este cel mai bun loc obținut vreodată la Olimpiadă? Da, până în... De un porumbel din România? Până în anul, cred că acum 2-3 ani a obținut domnul Man Simion în loc 5, dar în anii aceia nu se știa în primii 10 ca România să aibă un porumbel la nivel de Olimpiadă. Ghinionul a făcut că un an înainte a avut 22 de puncte, dar nu a fost Olimpiada. Dacă era Olimpiada în anul acela, adică 98, a fost în 99 la Blackpool, ar fi obținut cu siguranță și o cupă. Dar ăsta a fost, norocul, ăsta a fost norocul lui. Pe lângă el a mai avut un celebru porumbel 105-611 de 95, nepotul lui, dintre soră de lui, care mă simt un pic vinovat pentru că eu l-am ținut acasă și nu l-am prezentat la Olimpiadă, să zic așa, nu l-am împins, pentru că atunci se pleca un porumbel la categoria viteză și doi porumbei la demifond. Porumbeii mei erau câștigători, mai exact acest porumbel 70-165-94 era locul 1 la viteză și locul 1 la demifond. L-am mutat de la viteză, l-am pus la demifond ca să plece acolo, locul 1, pentru că știam ce punctaj are și unde poate ajunge. Și pe 11 am cedat locul domnului Bisdrigheanu și l-a trimis dânsul pe lui și a rămas acasă 11 în postura de locul 3 la demifond. Atunci am avut locul 1 și 3 în campionatul național pe țară. Deci nu exista decât un campion național atunci. Porumbei de astăzi pe care i-ați angajat astăzi, de exemplu, la concurs, se trag din... Da, sunt toți porumbei au la baza cei porumbei mei pe care am adus în 93, toți. Sunt trei porumbei de excepție angajați astăzi, porumbei de 3 și respectiv de 2 ani. Femeia la 1802, care se pare că este cea mai bună femeie din FRC, la categoria demifond și la ASA a fost acum 2 ani. Mascul 1845 și masculul 12583, care anul trecut a obținut la un an de zile un loc 1 pe mașină de la Săveni. Au fost două Săveniuri pe care le-a clasat în primii 15, amândouă unul chiar l-a câștigat. Toți sunt nepoții celebrului porumbel 70-165. Deci, practic, pe aceeași linie merg. Începând de anul trecut, am început să-i infuzez cu porumbei de foarte bună calitate. Tot pe linia aceea. Mergeți... Tot Janssen Varil, tot m-am mai încercat cu Van Loon. Chiar astăzi
sunt puțin emoționat pentru, să zic așa, pentru câți porumbei am angajat. Ați angajat mulți? Am angajat 35 de porumbei, niciodată de E mult pentru dumneavoastră, nu? Foarte mulți. Deci eu mai mult de 10-15 porumbei la început, după care 3-4-5 porumbei în cursul sezonului nu am angajat. Vom vedea, mâine sunt nevoit pentru că am făcut o infuzie foarte mare de porumbei, dar tot la fel de celebri în părinți și în bunici. Și sunt curios să vedem cum se mișcă, nu? Cu rezultatul. Cum se mișcă în combinație cu porumbeii mei și sper să se miște bine. De la sezonul competițional 2010, ce așteptări aveți, domnul Țipeanu? Sper să câștig măcar demifondul, pentru că acolo merg eu la demifond. Anul trecut am pierdut demifondul crescător la un an de zile, datorită unei etape jucate prost de mine, dar timpul și serviciul pe care l-am nu prea îmi permite să-i țin tot sezonul în formă și să se comporte la adevărata valoarea lor. Și sper că anul ăsta să câștig palmaresul, dacă plec din postura de, să zic așa, lider în trei etape de anul trecut foarte bune, ce n-a avut, deci am undeva sub 15 puncte trei etape. Vom vedea anul ăsta dacă reușim să mai facem în continuare și să facem cât mai puține punctaje. Până la urmă, nu știu dacă vreau neapărat să câștig, dacă e să mă gândesc bine, vreau să fie niște porumbei deosebiți și cu punctaje foarte mici și la crescător la fel. Eu vă doresc mult succes și vă mulțumesc mult pentru amabilitate. Și eu vă mulțumesc. O zi bună!